Gata. Ești în rasa, măi. Nu dai recall cu mine pe linie. Ratatule. Hei, salut și bine v-am găsit la un nou video. Băi, astăzi o să ne jucăm cu Eco. Foarte multe comentarii la ultimul video. Am vrut să filmez meci cu Vayne, sincer. Dar pe lângă că am avut o grămadă probleme cu OBS și toate căcaturile, a fost și meciul de căcat, nu aveați ce să vedeți în meciul ăla. Așa că am zis, hai să ne jucăm cu Eco, că Eco era gen al doilea pe listă. Bă, nu știu, sper să fie ok meciul. Suntem la Flex, suntem pe unul dintre smurfurile mele, pe care aveam skin la Eco ca să fie frumos. Bun, bă, hai să începem, să vedem ce să fie. Ok, bun. Suntem versus Gambling aparent. Bun, am și o Ignite. Bun, mi-am luat doar un ring. E ok. Bă, sincer, o să mă duc pe Morello cu Lich Bane și Rabadon. Și pe Hextech Protobelt e ok, dar nu știu ce să zic. Depinde. Depinde de multe chestii. Chiar nu știu. O să vedem. Bun, avem... Avem o echipă interesantă, să zic. Nu știu acum dacă bestia s-o... Ok, polonez aparent și e Gambling. Dacă o să joace dev, nu prea o să avem ce să-i facem. Și asta mă enervează foarte tare. Dar hai că vedem. Ok, băi, nu uitați înainte să înceapă video-ul ăsta. Nu uitați că la final de video, dacă v-a plăcut, să dați acolo un like, mă ajută mult, subscribe, bineînțeles, și în comentarii să scrieți ce vreți să jucăm în meciul viitor. Nu vă supărați pentru cei care, pentru cei cărora nu le aleg comentariul gen, dar aleg prin random org un comentariu la anime real, ok? Deci am ales Vayne, n-a fost să fie foarte nașpa, nici eu nu sunt jucător bun de Vayne, și după aia am dat reroll și a picat Eco, deci... Ok? Deci cam asta e ideea, nu vă supărați, pana mea. Băgați acolo în comentarii și aia e. Ok, bun, să începem. Ok, hai că am început bine. Am început perfect. Ok, bun. Ok, da, e bine. Ok. Ok. Ok, bine. Bă. Bă, în față e că știi, trebuie să știi cum să-ți întorci Q-ul, știi, cât să lovească bine. Pentru că... Na. Cam asta e ideea. Oricum avem gameplay și o să stea foarte puse, deci probabil o să ne bazăm match-ul ăsta, guys, pe roamuri. Nu, ok. Perfect. Ok. Hai că mergem pe top. Bun, avem level 4. Gambling stă foarte, foarte în spate, pentru că așa trebuie să stea un Gambling. Nu, 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 sper să nu mor, sper să nu te omor, nu te omor, nu te omor. Perfect. Perfect, aici un kill. Doar Darius, dar nu contează. Nu contează. Ok, îmi fac treaba și de jungle, să zic așa. Dar... Nu știu ce face Lee Sin, dar nu, în general nu te bazezi pe jungle, știi, chiar dacă noi acum se deprimezi e Alex pe celălalt cont al meu. Ok, bun. Bam.
Da, acolo. Aiurea. Am pus, guys, am pus acolo în stâng, da, nu, așa, din așa, acolo, top donatorii și astea. Vedeți acolo Asums, exact ca celălalt smurfar meu pe care joacă Alex în clipa asta, când nu avea cont. Era, ca să înțelegeți și voi, probabil mă și-a luat mindfuck, era, am dat o glumă, gen, a scris acolo, gen, mi-a donat Alex cu numele la contul meu și zicea ceva din genul, băi, mă faci de râs sau ceva, gen, practic contul, că era un meci în care jucam foarte proaste. După aia mi-a dat încă o dată și de-aia am pus și în paranteză Alex, că, na. Ca să știe lumea de la cine e donația, așa. Cam asta e ideea. Ok, perfect. O să trească să-mi adaug și smurf-ul ăsta în, în clubul meu. Oh my god, am ratat. Ok, bun. Băi, bă, lângă gameplay, țin destul de bine. Da, nu. O ce se boss. Da, oh, bine. Vine acum. Vine acum, vine acum, vine acum. Dacă reușesc să ajung pe bot lane în timp tot cu Tila, aș face triple kill acolo, sincer. Ok. N-am mai avut nici mana, a fost aiurea. Asta doar la last hit, că dacă le pușeam linia era chiar aiurea. Și n-am vrut asta. Le stricam linia foarte nașpa. Cred că până la urmă e echipa mea și totuși. Ok, guys. Bun, avem 2-0, far decent. Trebuie să mergem la gameplay ăsta. Vă zic că nu prea pot să bag cu gameplay. Dacă dau asta nu se activeze. V-ul stă foarte în spate. Joacă cum a trebuit să joace un gameplay. Bine, are ignite-ul ăsta. Are ce face cu el, da. Ok. Ignite în ție în general, boys, dacă vrei să fii agresiv. Ok, dacă vrei să joci cum joacă gameplay ăsta, nu ți-e ignite. De ce? E useless dacă ți-l iei. Nu-i logic, pentru că e clar că tu n-o să, n-o să te bați în early game cât să-ți folosească ignite-ul foarte mult, știi? Pentru că deja în late game nu mai folosește foarte mult ignite-ul. E folositor exhaust-ul sau alte chestii, știi? Și din cauza asta și alții alte chestii, ne fac rău. Ok. Ok, bun, mergem repede. Bun, dacă mergem repede pe botul, avem ulti, avem tot, e bine. Ok, perfect. Bun, perfect, mergem baza acum. Hai. Blue. Bun, am nevoie de blue. Și tot o să fie ok. Ok, hai să mergem repede. Ok, bun. Gameplay. Faza e că gameplay în clipa asta nu mă las, ok, să pușez sau ceva. Să îl bat, dar nici nu mă oprește din a da roam
Și făcând roaming, așa a câștigat botlane foarte ușor și m-am fidat eu foarte tare și deja pot să-i dau foarte mult damage. Ok? Adică, dați doar ce wave clear pot să am. Ai. M-am bătut cu aia. LOL. LOL. Adică gen, am aratat toate skill-urile. Ok, gameplay. Oh. Deci sunt două chestii. Ori a jucat gameplay bine, ori am fost foarte prost. Dar cred că am fost foarte prost, că nu... Adică... Na. Are ceva meciuri pe gameplay, sincer. Adică are meciuri pe gameplay, dar... Na, am jucat eu foarte oricum, am jucat foarte prost. Adică oricum posibil să fie vina mea. Da, sorry. Da, nu-i nimic. Trebuia să aștept să-i dau Q. Dacă nimeream Q ca lumea la început și asta era ok. Nu, dacă mi-a... Acum o să mă duc pe pull-ul cu totul. Nu vrea să mă ajute, nicio problemă. Ok, botlane o câștigă deja, adică le-am dat o grămadă de gang-uri, au rămas foarte în spate. Bun. Ești în rasa amăti. Nu dai recall cu mine pe linie. Ratatule. Vin. Sper să ajung în timp util. Ok, o iau pe aici, o iau pe aici. LOL. Păi chiar am crezut că... Ok, hai să vină acum repede. Bun, să vedem ce mai avem aici. Bun, o să ne luăm, nu o să-mi iau buții de pen, să sincer. Poți. Ok. O să-mi iau buții de... gen ăștia ninja tabi, știi, de armură. Good job, good job, băieți. Pot să zic că a fost intens fight-ul. Apa. Ok, bun. LOL. Aie.
Ok, genial, 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 genial. Ok, genial, genial, genial meciul. Adică ne-a ieșit bine tot, tot ce am vrut ne-a ieșit bine. Hey, nice boys. Ok, perfect, perfect. Să mă duc baza acum repede. Avem 10-1. Farmul nu excelează, dar e bine. E bine, e bine tot. Oricum. Oricum, i-am distrus efectiv. Adică ați văzut și voi din... Ok, hai să ne luăm protobel. Da, ce mai e protobel? Avem gap closer și e foarte bine. Plus damage. Ok, ați văzut și voi cât de important a fost, au fost 3-4 roam-uri, da? La level 4, la level 6, ok? Și cât de bine au, cât de mult au ajutat în match. Ok. Ok, ok. Holy fuck, a ieșit super bine tot. Nice. Echo, chiar e șmecher pe mid. E șmecher gen când aveți... Când aveți de ăștia melee. Nu știu, la range, sincer. Cred că ți-ar pune niște probleme o Oriana sau o Syndra. Acum... Da. Depinde. My god, my god, my god, my god. N-am apucat. N-am apucat. N-am apucat, frate, n-am avut nici Jana mana. Dacă avea Jana mana, ce bine era. Ok, ne facem Rabadon, ok? Mergem pe maxim, maxim de AP. Ok, bun. Nice, băieții. Aici. Ok, nice. Dar este overfeed. S-a deconectat. S-a deconectat. The fuck. Ok. Foarte bun match-ul. Foarte bun match-ul. Da, ok. Surrender. Ok. Da. Bă, o să mă mai joc. O să mă joc mai mult pe contul ăsta. Îmi place, de ce nu. Cam ăsta a fost match-ul. Eu sper că v-a plăcut. Cam ăla era build-ul meu pe eco. Cam mic match-ul, dar eu sper că sper să mai dea ăștia surrender mereu, știi? Adică sper să avem un match mai lung de vreo, nu știu, 30 de minute, ceva în genul. Lăsați în comentarii acolo ce vreți să jucăm data viitoare. Să-i dăm la Lucic aici, să-i dau de asta de leadership. Ok, cam asta a fost. Baftă tuturor, ne auzim mâine la un nou video. Lăsați acolo în comentarii ce ați vrea să jucăm data viitoare. Ok, pa, pa!